Furnizarea apei potabile a avut de suferit ca urmare a precipitațiilor abundente. Vineri, între orele 8 și 16, a fost sistată furnizarea apei potabile în orașul Petroșani, în cartierul Petroșani Nord, pe străzile Institutului Șteo Iosif și Salini, precum și la blocurile turn de pe străzile 1 decembrie, Avram Iancu și Dragalina. Motivul acestei restricții, spun reprezentanții APA Serv, este oprirea stației de tratare a apei Jieț, începând cu ora 17 a zilei de joi. Din cauza precipitațiilor abundente din ultimele 24 de ore, apa preluată de stația de tratare a avut o creștere bruscă a caracteristicilor fizico-chimice, respectiv turbiditate, dar și substanțe organice, ceea ce duce la nefuncționarea în regim normal a stației de tratare. Responsabilii de la APE spun că pentru a putea furniza apă potabilă populației s-au folosit reactiv pentru scăderea turbidității apei, dar după ce a fost depășită posibilitatea tehnologică de funcționare a stației, aceasta a fost oprită.